Să mă învrednicesc și eu.
Vrednica te lăuda, vrednica te săruta, cântându-ți cântare dulce, slavă ție sfântă cruce, cântându-ți cântare dulce, slavă ție, sfântă cruce. Sub cruce din Iisus, iar picioarele să strâng, trecutul să-mi-l plâng, amar păcatul să-mi-l plâng, fiecare jale suferința sa. Poți ajuta fiecare șare suferința sa, numai Tu, Iisuse, ne poți ajuta. Atâția păcătoși s-au strâns de mii de ani mereu, și suspin păcatul lor cel greu. Fiecare șale suferința sa, numai Tu, Iisuse, ne poți ajuta. Numai Tu, Iisuse, ne poți ajuta. Iar Tu pe toți ai ascultat, pe vameși păcătoși, Tu mântuire lor le-ai dat, iertat-o i-ai pe toți. Fiecare șare suferința sa, numai Tu, Iisuse, ne poți ajuta. Fiecare șare suferința sa, numai Tu, Iisuse, ne poți ajuta. De aceea astăzi vin și eu, cu milă plâng și cer. O mângâie sufletul meu, nu mă lăsa să pierd. Fiecare șare suferința sa, numai Tu, Iisuse, ne poți ajuta. Fiecare șare suferința sa, numai Tu, Iisuse, ne poți ajuta. La umbra crucii tale,
ție să mă închin. La umbra crucii tale, eu, Doamne, vreau să fiu, să plâng, să cânt cu jale, din moarte să înviu, să plâng, să cânt cu jale, din moarte să înviu. La umbra crucii tale, eu vreau să-mi genunchez, căci numai Tu, Stăpâne, din greu mă liberezi, căci numai Tu, Stăpâne, din greu mă liberezi. La umbra crucii tale e pace și odihnă, nădejde, mângâiere, dreptate și lumină, nădejde, mângâiere, dreptate și lumină. La umbra crucii tale, eu vreau să chem mereu pe cei ce în viață nu l-au pre-Dumnezeu, pe cei ce în viață nu l-au pre-Dumnezeu. Dacă aș putea să zbor mai sus de asta vale, aș spune Tu crucii tale, a spune tuturor de jertfa crucii tale. În lumea asta, Doamne, e vrajbă, chin și jale, de aceea vreau să stau la umbra crucii tale, de aceea vreau să stau la umbra crucii tale. Le mulțumim mult acestor tineri pentru că, iată, la acest apus de soare, au pus în inimile noastre multă liniște, multă pace, lucruri de care avem nevoie în aceste vremuri cu prisosință. Am spus încă de la începutul cuvântului meu că această catedrală episcopală nu este doar o clădire.
Catedrala Episcopală este un vis împlinit al multor generații. Această Catedrală Episcopală nu reprezintă doar un monument de arhitectură, ci în această catedrală sunt zidite visele multor generații, năzuințele lor, dar în același timp această catedrală reprezintă pe toți bănățenii din Banatul de Munte. Ar fi foarte multe de spus despre felul în care Catedrala Episcopală din Caransebeș s-a ctitorit, dar pentru aceasta vă invităm ca împreună să urmărim pe ecran filmul aniversar pe care l-am pregătit cu acest prilej. Este o catedrală pe măsura jertfei înaintașilor și contemporanilor noștri. Este o catedrală în care ne regăsim cu toții și în care astăzi am săvârșit pentru prima dată Sfânta și Dumnezeiasă Liturghie. Este o catedrală pe care Episcopia Caransebeșului o merita de mult. O merita de acum 100 de ani. Existența noii catedrale episcopale din Caransebeș reprezintă pentru noi, cei de astăzi, mărturia unui vis împlinit care a devenit realitate în urmă cu un deceniu, după un secol de năzuințe și neîmpliniri. Marturii unui eveniment istoric petrecut în urmă cu 10 ani, în ziua de 12 septembrie 2010, ne străduim ca, la această primă aniversare a sfințirii noii catedrale, să reliefăm importanța acestui edificiu nu numai în istoria eparhiei, ci în contemporaneitate și mai ales pentru viitor. Pentru că cele două biserici din Caransebeș se aflau la marginea orașului și nu în centrul civic, episcopul Miron Elie Cristea a găsit de cuviință să preia inițiativa pentru zidirea unei catedrale care să reprezinte ortodoxia și pe românii majoritari din oraș. Inițiativa s-a concretizat abia în anul 1919, când la plecarea sa ca mitropolit primat, ierarhul inițiază un cont pentru construcția catedralei, primul donator fiind el însuși. Al doilea demers i-a aparținut episcopului martir Veniamin Nistor. După 75 de ani de la reactivarea episcopiei, 1865-1941, se dorea din nou construirea unei catedrale episcopale în Caransebeș, într-un loc central. În acest sens, neostenitul ierarh Veniamin Nistor pune bazele fondului de zidire a catedralei, fond ce i-a și purtat numele. Ideea construirii lăcașului de cult a fost îmbrățișată și sprijinită de caransebeșeni. Lucrările trebuiau să înceapă prin anii 1946-1947, în locul cazărmii militare de lângă episcopie. Dar nu a fost să fie așa. Evenimentele s-au precipitat din cauza venirii regimului comunist, iar catedrala nu s-a mai construit. Desființarea Episcopiei Caransebeșului în anul 1949 și alipirea ei Arhiepiscopiei Timișoarei a spulberat orice intenție de ctitorire a unui edificiu eclezial în Caransebeș.
Dorința episcopilor Elie Miron Cristea și Veniamin Nistor de a construi o catedrală nu a fost realizabilă din cauza vremurilor grele în care au păstorit, însă ideea prinde contur după decembrie 1989 în deplină libertate. Un grup de inițiativă din Caransebeș solicită autorităților bisericești și locale construirea unei catedrale în centrul civic al orașului pentru afirmarea românității și a ortodoxiei și totodată reactivarea episcopiei desființată în anul 1949 de regimul comunist. Cu prilejul vizitei arhierești și slujirii la Caransebeș a mitropolitului Nicolae Corneanu în a doua zi de Paște a anului 1990, un grup de intelectuali a solicitat zidirea unei catedrale în centrul civic al orașului, acolo unde a fost descoperită Biserica de secol XIII. În anul 1994, odată cu reînființarea eparhiei și instalarea primului episcop, Emilian Birdaș, s-a stabilit amplasamentul și începe proiectarea catedralei de către SC Renovație, Nova SRL, Biroul de Arhitectură Arad. Piatra de temelie a noii catedrale s-a așezat în 27 octombrie 1996 în centrul civic al orașului Caransebeș de către noul episcop al Caransebeșului, preasfințitul părinte episcop Laurențiu Streza. Îndată după acest eveniment, lucrările de construcție au demarat, comunitatea contribuind cu generozitate la împlinirea acestui nobil deziderat. Până în anul 2006, lucrările de construcție subterană au fost finalizate, iar cele de structură ajunseseră la cota plus 7 plus 8 metri. Instalarea preasfințitului părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, în data de 26 februarie 2006, ca tânăr ierarh al istoricei eparhii, anunța continuarea lucrărilor la catedrala episcopală stagnate pentru o scurtă perioadă. Aș vrea să fiu aproape de toți oamenii, de toți credincioșii, fără niciun fel de discriminare, să vizitez toate parohiile în timpul cel mai scurt, toate mănăstirile. Prioritar va fi construirea sau finalizarea catedralei episcopale din Caransebeș și consolidarea reședinței vechi în care ne aflăm, seminarului teologic și a tuturor bisericilor monument istoric. Potrivit făgăduințelor făcute în discursul inaugural de întronizare, noul ierarh a concentrat toate resursele pentru reluarea lucrărilor și finalizarea în termen cât mai scurt a lăcașului. Ce așteptați de la noul episcop? Să termine și catedrala metropolitană, care e în centrul orașului. Asta e unica dorință. Inițial, preasfinția sa a consultat preoții din eparhie prin diseminarea unui chestionar care solicita clerului o părere referitoare la prioritatea edilitară a eparhiei. În temeiul acestei confirmări majoritare a clerului, încă din anul 2006 s-au demarat lucrările, amenajându-se în primă fază un paraclis în demisolul catedralei, unde s-a slujit neîntrerupt până la slujba de sfințire, în timp ce șantierul continua la suprafață. Încă din anul 2007 s-a prăznuit în mod festiv hramul noii catedrale cu prezența mai multor ierarhi, care, în felul acesta, încurajau definitivarea lucrărilor. În acest fel, Duminica Tomii a rămas ziua de referință a orașului și hramul catedralei. Lăcașul se numea de acum Învierea Domnului, fiind deopotrivă simbolul renașterii eparhiei. Eforturile pentru finalizarea lucrărilor au fost substanțiale din toate punctele de vedere și s-au conjugat în acest deziderat sublim. În 2010, la împlinirea unui secol de la instalarea episcopului Elie Miron Cristea în demnitatea de episcop al Caransebeșului, s-a realizat o statuie din bronz unică reprezentându-l pe ierarh în mărime naturală. Statuia a fost amplasată în fața catedralei, episcopul fiind orientat, binecuvântând edificiul pe care l-a dorit realizat în urmă cu 100 de ani. Având în vedere că evoluția lucrărilor era încurajatoare, s-a propus ca, în acest an comemorativ, să se sfințească noua catedrală chiar și fără veșmântul pictural. Argumentul preasfințitului părinte Lucian pentru sfințirea catedralei în anul 2010 consemna: prima dorință de a ridica la Caransebeș o catedrală episcopală a aparținut patriarhului Miron Cristea, care, în vremea păstoririi sale la Caransebeș, 1910-1919, a vorbit de nenumărate ori de necesitatea ridicării unei noi catedrale. Din cauza condițiilor politice de dinaintea datei de 1 decembrie 1918, acest lucru nu s-a putut realiza.
După numirea ca mitropolit primat la București, Miron Cristea a revenit la Caransebeș și, rostind cuvântare, a mulțumit bănățenilor pentru colaborarea avută. Acum a inițiat și un fond pentru zidirea unei noi catedrale în Caransebeș, fond pentru care a donat 20.000 de coroane. După ce a condus Biserica Ortodoxă Română Autocefală ca mitropolit primat, Miron Cristea a devenit în anul 1925 primul patriarh al României. În această calitate a sfințit în București, la 11 mai 1929, Troița și locul unei noi catedrale a Mântuirii Neamului. Pe plan politic, a condus regența României în perioada 1927-1930 și a avut calitatea de prim-ministru 1938-1939. Prin întreaga sa activitate, Miron Cristea a devenit un simbol al românilor de pretutindeni. În anul 2010, Episcopia Caransebeșului comemorează centenarul instalării episcopului Miron Cristea în scaunul vlădicesc al Caransebeșului. Cel de-al treilea episcop al Caransebeșului, Miron Cristea, a fost ales la 4 decembrie 1909 în urma sinodului ce s-a convocat cu acest scop. Ceremonia hirotoniei a avut loc la Sibiu, marți, a treia zi de Paști, la 3 mai 1910, iar instalarea în scaunul episcopal a avut loc în Duminica Tomii, 8 mai 1910. Dorința episcopului Miron Cristea de a construi o nouă catedrală este împlinită acum, la 100 de ani de la începutul păstoririi sale la Caransebeș. Având în vedere acest moment aniversar important pentru Episcopia Caransebeșului, considerăm oportună sfințirea catedralei Învierea Domnului în anul jubiliar 2010. Data sfințirii a fost stabilită de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în ziua de 12 septembrie 2010. Ultima vizită a unui patriarh la Caransebeș se petrecuse tot într-o zi de 12 septembrie, în 1948, însă contextul de atunci era unul trist, desființarea Episcopiei Caransebeșului. Primirea oficială a întâi stătătorului Bisericii Ortodoxe Române a avut loc în data de 11 septembrie 2010 la Catedrala Istorică Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Caransebeș, unde s-a oficiat o slujbă de tedeum. Prefericirea sa a evidențiat atunci importanța Caransebeșului ca oraș al apărării identității și unității naționale și ca cetate de cultură teologică. Orașul Caransebeș a fost un oraș al mărturisirii credinței ortodoxe, la margine de țară și un oraș al apărării identității și unității naționale. Al refacerii unității naționale, putem spune, pentru că împreună cu Aradul, acest oraș a contribuit la dezvoltarea conștiinței naționale, de refacerea unității naționale, ceea ce s-a și realizat în 1918. De asemenea, orașul Caransebeș, parhia aceasta rămâne în conștiința noastră a Bisericii Ortodoxe Române ca cetate de cultură teologică. Seminarul teologic din Caransebeș a avut profesori ilustri care au scris cărți de înaltă ținută academică și care au format generații întregi de preoți, de profesori și de oameni de cultură în general. Deci avem de-a face aici cu o tradiție nu doar a evlavei, ci și a gândirii teologice, academice, care a influențat cultura, a influențat societatea și a dat prestigiu și demnitate acestei zone. Întâi stătătorul bisericii noastre a subliniat continuitatea pe care o reprezintă noua catedrală episcopală pentru Catedrala Istorică cu hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Catedrala nouă
Este o continuitate a acestei catedrale și aceasta rămâne în continuare, tot catedrală. Noi zicem cea veche, ci catedrala istorică. Deci e vorba aici de o continuitate și în același timp de o adaptare a spațiului potrivit nevoilor misionare și pastorale de reprezentare din zilele noastre. Ziua Sfințirii Catedralei a transformat orașul Caransebeș într-un adevărat centru spiritual pentru cetatea de pe Timiș și Sebeș. Întâi stătătorul Bisericii Ortodoxe Române, 25 de ierarhi, sute de preoți din întreg Banatul, sute de monahi și câteva mii de credincioși s-au unit în rugăciune pentru ca Duhul Sfânt să se pogoare peste noua catedrală a Episcopiei Caransebeșului, ce avea să devină și un simbol al județului Caraș-Severin. Reprezentanții ai altor culte, miniștri, parlamentari, oameni politici, autorități militare și zeci de oficiali au fost părtași la acest eveniment deosebit din inima spirituală a Banatului Montan. Deși măreață, Catedrala Episcopală nu i-a putut primi pe toți în interior, însă foarte mulți credincioși au putut privi slujba de târnosire și Sfânta Liturghie pe ecranele din piața catedralei. După rânduiala înconjurării lăcașului de cult, a urmat pecetluirea Sfintei Mese din altar, în piciorul căreia au fost așezate moaștele și hrisovul. Acesta a fost citit după înveșmântarea Sfintei Mese de înalt preasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului. S-a sfințit această catedrală episcopală cu hramul Învierea Domnului din Caransebeș spre slava lui Dumnezeu celui atotputernic pentru fericirea și mântuirea celor ce cu frică de Dumnezeu, credință și dragoste vor intra și se vor închina aici în anul mântuirii 2010, luna septembrie, ziua a 12-a, în al treilea an de patriarhat al preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Mitropolit al Banatului, fiind înalt preasfințitul Părinte Nicolae și Chiriarh al Eparhiei Caransebeșului, preasfințitul Părinte Episcop Lucian. La finalul Sfintei Liturghii, preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Laurențiu, fost episcop al Caransebeșului, și preasfințitul Părinte Lucian le-au vorbit credincioșilor despre importanța acestui moment. Arhitectura unei biserici este învelișul material al unei comunități în rugăciune. Pentru că noi ne-am botezat în moartea și învierea lui Hristos și ne însemnăm cu semnul Sfintei Cruci, în numele preasfintei trăimi. Și biserica este construită în formă de cruce. Sentimentele de recunoștință au fost exprimate prin oferirea de ordine și distinții patriarhale celor care au pus umărul la zidirea catedralei. Ilustrând sensibilitatea și măreția acestui eveniment, sub titlul Rugăciunea unui vis împlinit, cotidianul Jurnalul de Caraș-Severin scria în numărul din 13 septembrie 2010: Rugăciune, sfială, așteptare, credința într-un singur Dumnezeu. Toate au putut fi întâlnite ieri în municipiul de pe Timiș și Sebeș. Ziua de 12 septembrie va rămâne în istoria județului ca fiind ziua în care a fost desăvârșit visul primului patriarh al României, Miron Cristea. Arhiereul vroia o catedrală episcopală, iar dorința sa a fost dusă la bun sfârșit duminică prin sfințirea lăcașului de cult chiar de către actualul patriarh al României, preafericitul Părinte Daniel. Slujba de târnosire a Catedralei Episcopale Învierea Domnului și Sfânta Liturghie au fost oficiate de un sobor de arhierei membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Credincioșii din județ l-au putut revedea și pe fostul episcop al Caransebeșului, preasfinția sa, Laurențiu Streza. În Catedrala Episcopală s-au investit mulți bani, însă lăcașul de cult merită toate eforturile financiare și umane. Este un alt fel de loc, un loc de rugăciune pe care județul îl merită. Pentru o zi, prin maiestatea clădirii, prin finețea și eleganța acesteia, prin numărul mare de oameni care și-au închinat câteva ore evenimentului, Caransebeșul a devenit centrul credinței din Banatul Montan.
Rugăciunea a unit fiecare persoană prezentă la sfințirea Catedralei Episcopale cu Dumnezeu, iar Patriarhul Miron Cristea, prin statuia amplasată în fața Catedralei, pare să-și contemple visul de dincolo de vrem și ființă. În după amiaza zilei de 12 septembrie, în sala de festivități a primăriei din Caransebeș a avut loc ceremonia decernării titlului de cetățean de onoare al municipiului Caransebeș, prafericitului părinte patriarh Daniel. Diploma a fost înmânată de către domnul Ion Marcel Vela, primar al municipiului Caransebeș. Ziua următoare, prefericitul părinte patriarh Daniel, însoțit de mai mulți ierarhii Sfântului Sinod, a vizitat Biserica Sfântului Ioan Botezătorul din Caransebeș, locul de odihnă veșnică al episcopilor locului. Totodată, întâi stătătorul bisericii noastre a devenit cetățean de onoare al județului Caraș-Severin și doctor honoris causa al Universității Eftimie Murgu din Reșița. Decernarea celor două titluri a avut loc în sala de festivități a Consiliului Județean Caraș-Severin. Vizita canonică s-a încheiat cu un popas în cimitirul istoric din municipiul Lugoj, acolo unde se află mormântul mamei prefericitului părinte Daniel. De la momentul sfințirii și până în prezent, prin grija centrului eparhial, dar și a unor donatori, Catedrala Episcopală s-a îmbogățit cu noi podoabe duhovnicești și arhitecturale. Racla din lemn de stejar cu moaștele Sfântului Iosif cel Nou de la Partoș și ale Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei, este un dar de cinste din partea mitropoliților Nicolae al Banatului și Laurențiu al Ardealului. Un alt odor prețuit de credincioși este copia icoanei Maicii Domnului Porterița de la Mănăstirea Iviron, icoană pictată de monahii de la Mănăstirea Vatoped și adusă la catedrală în vara anului 2016. Mobilier liturgic și de utilitate pentru credincioși, încălzirea în pardoseală și pavarea ornamentală au făcut ca în biserică să se desăvârșească un confort liturgic pentru cler și popor. Din ziua sfințirii, Catedrala Episcopală din Caransebeș a devenit un reper spiritual, dar și arhitectural, pe harta județului, a regiunii și, de ce nu, a întregii țări. Dimensiunea și armonia arhitecturală ale edificiului exprimă pe deplin năzuințele credincioșilor din Banatul de Munte, care au jertfit mult pentru moștenirea lor spirituală. Târnosirea catedralei confirmă restaurarea tradiției episcopale la Caransebeș, ceea ce a făcut ca majoritatea evenimentelor spirituale, comemorative și culturale să se lege de zvelta catedrală a episcopiei noastre. Prin consacrare, Catedrala Episcopală a devenit mama bisericilor din eparhie și, implicit, normă de slujire și de așezare liturgică pentru toți clericii. Sfințirea acestei năzuințe seculare a făcut ca toate vicisitudinile din timpul edificării să se topească în rugăciune. În foarte scurt timp, lăcașul a devenit și un reper de întâlnire și de orientare. Privită din orice parte a orașului, catedrala domină arhitectural și spiritual vechea așezare a gugulanilor, înscriindu-se ca o aureolă într-o axă treimică. Catedrala istorică Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Biserica Necropolă Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul și Crucea Monument de pe Muntele Mic. În acest fel, din Caransebeș se vede drumul spre cer, de altfel menirea tuturor celor ce privesc spre înălțime. Din momentul sfințirii Catedralei Episcopale, slujirile solemne au devenit o bucurie duhovnicească pentru cler, dar și pentru credincioși. Spațiul asigurat de mărețul edificiu a permis ca toate momentele festive să își găsească frumusețea în catedrală. Corul catedralei, înființat de către domnul profesor universitar dr. Dumitru Jompan, preluat și instruit de către inimosul părinte Gheorghe Tistu, a umplut de armonie sfintele liturghii. Grija slujirii liturgice a părintelui episcop Lucian, a părintelui ecleziar arhimandrit Constantin Timiș, a părinților consilieri, dar și a preoților, diaconilor și cântăreților, a dat posibilitatea tuturor celor care au avut răgaz să participe la slujbe frumos brodate de rânduiala bizantină. Hramul Învierea Domnului, sărbătorit în Duminica Tomii, a devenit ziua orașului. Sfânta liturghie solemnă, oficiată în noul locaș de cult, a fost împodobită de manifestări spirituale de mare încărcătură. Prezența multor ierarhi din toate regiunile țării și din străinătate a confirmat importanța acestei zile în fiecare an.
Mai mult, Hramul Pascal a oferit și posibilitatea de a aduce în Caransebeș alte odoare sfinte, momente unice pentru credincioși. Ruga de la oraș a adus în jurul catedralei pelerini din întreg Banatul, iar sărbătoarea se extinde în fiecare an și în afara catedralei cu un spectacol folcloric, fiind prezentate tradițiile bănățene, jocul și portul popular. Nici ziua de prăznuire a Sfântului Proroc Ilie nu a fost uitată, Banatul de Munte având multe biserici mănăstirești și parohii care îl au ocrotitor. Cinstirea lui amintește că până la jumătatea secolului al XX-lea, atunci când a avut loc canonizarea Sfântului Iosif cel Nou de la Partoș, Sfântul Ilie era considerat ocrotitorul Banatului și nu întâmplător, el este și ocrotitorul ctitorului moral al catedralei, Elie Miron Cristea, al patriarhului care a sfințit-o, Dan Ilie Ciobotea, dar și al ctitorului de facto care a desăvârșit-o, preasfințitul părinte Lucian, atașat de mănăstirea Sfântului Ilie de la izvorul lui Miron, pe care a rectitorit-o. Evenimentele fericite din viața cărășenilor, botezuri și cununii și-au găsit repede găzduirea spirituală în Catedrala Episcopală din Caransebeș. Iar și evenimentele triste de despărțire vremelnică s-au petrecut sub larga cupolă. Prohodirea părintelui slujitor al Catedralei Moise Gherescu în anul 2015 și prohodirea mamei părintelui Episcop Lucian în anul 2019 au unit în rugăciunea din fața altarului Catedralei mulți credincioși. Tineri absolvenți de teologie au fost afierosiți slujirii lui Hristos în Catedrala Episcopală, rămânând legat sufletește pentru totdeauna de altarul unde Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei. Foarte mulți dintre aceștia au slujit prima sfântă liturghie la acest altar. Unii dintre ei s-au rugat intens în perioada postului mare când se angajau duhovnicește la zilele și serile de priveghere în Maica Bisericilor Episcopiei Caransebeșului. Camersul selelor vece. Deși fusese târnosit pentru slujirea liturgică în anul 2006, demisolul catedralei a rămas un spațiu al culturii și activităților cu tineretul. Întâlniri ale tinerilor, repetiții pentru corul catedralei și pentru corul studențesc, conferințe duhovnicești, cercuri de lectură, expoziții documentare și fotografice au fost găzduite cu generozitate la temelia catedralei. Catedrala însăși s-a transformat într-o scenă pentru corurile care au concertat în nenumărate rânduri, bucurându-se de acustica deosebită a bisericii. Merită amintite aici Festivalul Coral pentru Coruri Parohiale Miron Cristea, Festivalul de Colinde Alaiul Colindătorilor, concerte susținute de Corul Catedralei sau de Corul Filarmonicii din Timișoara, dar și concerte ale altor coruri din țară. Devenind un simbol local, Catedrala Episcopală a fost vizitată de-a lungul timpului de înalți demnitari. Numeroase sunt și grupurile de turiști și pelerini care nu pot vizita orașul fără a trece pragul edificiului. Tot aici au fost primiți într-un dialog responsabil și mărturisitor reprezentanții altor culte creștine care au admirat frumusețea și trăinicia lăcașului de cult. Catedrala Episcopală Învierea Domnului reprezintă lăcașul visurilor împlinite, al rugăciunilor nesfârșite, lăcașul lacrimilor de bucurie sau tristețe, de bun venit sau de rămas bun, un lăcaș care a unit sub cupola sa, precum își cuprinde o mamă copiii în brațele sale, credința și cele mai intime sentimente ale sufletelor celor care s-au închinat aici. Dovadă a dreptei credințe din Banatul de Munte, dar și a statorniciei clerului și mirenilor în nădejdea de a clădi în municipiul de pe Timiș și Sebeș o catedrală episcopală demnă de un banat montan spiritual, Catedrala Învierea Domnului a reînviat visuri neapuse, dar peste care se așternuse pecetea timpului, devenind mama tuturor bisericilor ortodoxe din eparhia Caransebeșului. Vă mulțumim foarte mult pentru că ați avut răgazul să urmărim împreună acest film care s-a realizat în cinstea acestui eveniment important pentru eparhia noastră.
În acest moment îngăduiți-mi să le mulțumesc celor care au trudit pentru ca acest film să poată fi realizat în timp util. Aș vrea să-i mulțumesc regizorului Filip Scarlat, voice-overului Iuliana Lazar și colegilor de la biroul de presă al Episcopiei Caransebeșului, Darius Heria și diaconul Pavel Canea, pentru toată osteneala. Aș vrea să vă spun că nu s-a realizat ușor acest film, nu pentru că ar fi fost greu să rememorăm aceste evenimente frumoase. S-a realizat greu pentru că în urmă cu o săptămână toată arhiva Episcopiei Caransebeșului a fost criptată, ceea ce ne-a făcut să fie foarte greu să recuperăm datele și implicit să realizăm acest film. Dacă spunem despre Catedrala Episcopală că este o mărturie a jertfei și a învierii, considerăm că și realizarea acestui film a fost într-un fel o minune de la Dumnezeu pentru că am reușit să reconstituim arhiva Episcopiei Caransebeșului. Le mulțumesc colaboratorilor mei pentru osteneală, pentru jertfă și pentru toată dragostea pe care au depus-o ca să putem proiecta în această seară acest film. Îngăduiți-mi să vă rog să le oferim aplauzele noastre. Ați auzit că această catedrală este deosebit de armonioasă și o putem privi și prin arhitectura ei, dar mai ales prin armonia pe care această catedrală ne-o insuflă, prin slujbele și prin simbolul acestui frumos edificiu. Pentru că am vorbit despre armonie și pentru că această catedrală episcopală este o expresie a armoniei, vă invit în continuare să ascultăm un recital al Filarmonicii Banatul din Timișoara, reprezentat aici prin acești distinși artiști. Aș vrea să mai adaug, pe lângă ceea ce am spus la început, că din anul 1969, Filarmonica Banatul organizează Festivalul Internațional Timișoara Muzicală, iar din anul 1981, Zilele Muzicale George Enescu. Discografia instituției cuprinde înregistrări pe LP și CD, la casa de discuri Electrocord, precum și alte case de discuri din Anglia, Austria, Elveția, Franța și Germania. Vă rog să-mi scuzați emoțiile. Alături de concertele desfășurate la sediu, Filarmonica organizează și numeroase concerte în aer liber, în spații neconvenționale, la Peștera Românești, în fața Catedralei Mitropolitane, în Catedrala Episcopală din Caransebeș, pe malul canalului Bega, la aeroportul Traian Vuia, la Pădurea Verde, precum și pe un șantier sau la Societatea de Drumuri Municipale. În această seară, Orchestra Filarmonicii Banatul din Timișoara este condusă de către maestrul Sorin Petrescu. Pe lângă ceea ce am spus despre domnia sa, îngăduiți-mi să adaug că a participat în cadrul mai multor festivaluri muzicale, precum Festivalul George Enescu, Festivalul Internațional de la Varna din Bulgaria, Festivalul pentru Europa de Răsărit de la Bergen din Norvegia, festivalurile de muzică contemporană de la Darmstadt, Bogota, East-West Festival de la Amsterdam, The New Musical Festival și multe alte festivaluri și concerte în țară și peste hotare. Suntem onorați că vă avem astăzi în mijlocul nostru și vă invităm ca să ne încântați și cu armoniile dumneavoastră. Vă mulțumesc, mi-am auzit cam prea des numele. Aș vrea să fac o completare. Aproape toate festivalurile care s-au citit, s-au auzit, le-am făcut împreună cu colegul meu, Doru Roman, și cu încă unul. Și alți colegi de-ai noștri au participat la multe alte festivaluri. Încă o completare este că Filarmonica Banatu, trebuie spus aici și acum, organizează, pe lângă cele două amintite de părinte, și un festival de muzică sacră în decembrie, în fiecare an în decembrie. Și să mai amintesc că prima piesă pe care precis n-ați uitat-o așa de repede, cea cu toaca, toacă întotdeauna binevenită, spun eu, se numește Tocatina, de Paul Constantinescu, mare compozitor român, care a compus a compus în primul rând un oratoriu bizantin de Paști și un oratoriu bizantin de Crăciun. Din păcate singurul care a făcut asta. Și acum
Vom începe micul nostru recital cu Dans țărănesc de Constantin Dimitrescu. Și acum voi spune despre una dintre printre marile personalități ale Lugojului, a fost și Tiberiu Bredicianu. Știți că n-am uitat că suntem la Caransebeș, dar acum așa vine vorba de Lugoj și de personalități, marile personalități. A fost o vorbă, este încă o vorbă celebră din epocă, mulți o cunosc deja, dar poate pentru cei tineri merită să o mai spun eu odată. Și spune așa vorba: nu-i român ca Bănățanu, bănățan ca Lugojanu, lugojan ca Bredicianu. Iar acum și Lucianu aș adăuga eu, dacă îmi permiteți. Nu prea îmi permite, dar am spus-o deja. Și nu întâmplă, o să cântăm patru dansuri, am ales dintr-o suită lungă de bogată de dansuri românești, culese și prelucrate de Tiberiu Bredicianu. Nu întâmplător, primul se numește Lugojana.
Acum tot de Tiberiu Bedeceanu, încă trei dansuri, nu o să le mai anunț pe fiecare în parte. Merg unul după altul. Thank you.
Acum compozitorul rus Sergei Rachmaninov, a fost inspirat de un imn liturgic, Slavă, așa se numește și piesa pe care o vom cânta, Slavă.
Și în încheiere, Petre Elinescu, scenă pastorală română. Și vă mulțumim că ne-ați ascultat, că de fapt ne-am bucurat împreună. Asta se rezumă, dar nu se rezumă, e foarte mult. Vă mulțumim că...
Mulțumim din suflet minunaților artiști de la Filarmonica Banatul din Timișoara. Mulțumim maestrului Sorin Petrescu pentru faptul că, iată, în această seară i-a condus atât de frumos pe acești artiști. Le mulțumim tuturor celor care astăzi au împodobit scena pe care am amenajat-o în curtea Episcopiei Caransebeșului. Mulți dintre dumneavoastră ați participat astăzi la Sfânta Liturghie și ați ascultat mesajul Prefericitului Părinte Patriarh Daniel. În cea de-a doua parte a mesajului, prefericirea sa amintea că pentru Episcopia Caransebeșului, pe lângă aniversarea Catedralei Episcopale, momentul de astăzi se înscrie și într-un moment istoric pentru eparhie și pentru arhipăstorul ei. Părintele nostru Episcop Lucian, în urmă cu câteva zile, a împlinit frumoasa vârstă de 50 de ani. Mai mult decât atât, preasfinția sa, de 20 de ani, slujește în această frumoasă calitate de episcop, fiind hirotonit la 1 octombrie 2000 la Catedrala Metropolitană din Timișoara, după ce a fost ales în 12 septembrie 2000 de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în această calitate de arhiereu. Am dorit să marcăm acest eveniment de suflet, altoindu-l la sărbătoarea noastră. Și ne-am gândit că ar fi foarte multe daruri pe care am dorit să îi le oferim preasfinției sale, pentru că mai întâi de toate, mulți dintre apropiații și colaboratorii preasfinției sale considerăm că dânsul este un dar pentru noi. Ne-am gândit la ce am putea să oferim preasfinției sale și cred că la un asemenea eveniment am putea să-i oferim amintirile. De aceea, noi ne-am gândit și preasfinția voastră vă rugăm să ne iertați pentru că nu v-am ascultat de această dată și dacă de obicei preasfinția voastră cunoașteți tot ceea ce se întâmplă în eparhia pe care o conduceți, de această dată vrem să vă oferim o surpriză, o surpriză pe care, împreună cu colegii de la Centrul Eparhial și cu colaboratorii preasfinției voastre, vrem să vi-o oferim. Vă invit pe toți cei care sunteți de față să privim spre ecran la surpriza și la cadoul nostru al tuturor pentru aniversarea preasfințitului Părinte Episcop Lucian. În economia vieții, timpul reprezintă marea provocare a veșniciei. Măsurat în ani, timpul este o săgeată cu un singur sens care înregistrează petrecerea pe acest pământ până în momentul întâlnirii cu veșnicia, care nu este altceva decât timpul deghizat. Urmele și consecințele acestora proiectate în memoria istoriei rămân semne perene ale viețuirii noastre. Preasfințitul Părinte Episcop Lucian a împlinit în aceste zile 5 decenii de viețuire, din care 2 de slujire arhierească, un bun prilej pentru retrospectivă și bilanț. Dealurile brăzdate de viroditoare din jurul Șiriei Arădene au oferit multă bucurie oamenilor prin asigurarea traiului într-un mediu spiritual și comunitar mănos. Pe lângă roada vinului ca element indispensabil al împărtășaniei, dealurile Șiriei au odrăslit oameni bine credincioși și evlavioși. 2 dintre aceștia au fost Mic Teodor din Galșa și Mărcuț Maria din Pâncota. Sunt bucuros și emoționat în același timp că iată în anul omagial al satului românesc slujesc prima sfântă liturghie în parohia Galșa, în Biserica Adormirea Maicii Domnului, care în acest an împlinește 270 de ani de la târnosirea ei. Sunt emoționat pentru că am venit în Betleemul tatălui meu. Tatăl meu, Teodor, s-a născut aici la Galșa. A fost botezat în această biserică. A copilărit aici, a cântat în corul bisericesc al acestei parohii.
și a contribuit la înfrumusețarea acestei biserici. Galșa și Pâncota sunt cele două localități unde s-au născut părinții care m-au crescut și m-au format din toate punctele de vedere. Oameni harnici și cu frica lui Dumnezeu, credincioși ai Bisericii lui Hristos și adevărați mărturisitori, ei și-au întemeiat o familie. Dumnezeu i-a binecuvântat cu doi copii, Mariana și Lucian Florin. Pruncul Lucian s-a născut în municipiul Arad pe 9 septembrie 1970, la praznicul Sfinților Ioachim și Ana, fiind mângâierea celei de-a doua tinerețe a părinților Teodor și Maria. Micuțul Botic de Aur, cum îl alinta tatăl, a îndrăgit biserica din Fragedă Pruncie, însoțindu-și părinții la slujbe. Încă de mic copil se așeza cu minte pe treapta de jos a tronului arhieresc, ascultând cu răbdare neașteptată toată Sfânta Liturghie, mărturisea mama sa Maria mulți ani mai târziu. Potrivit cutumei vremurilor, între anii 1977-1985, a absolvit școala generală numărul 10 din cartierul Arădean Gai, iar între anii 1985-1987 a frecventat cursurile liceului de băieți Ioan Slavici, astăzi Moise Nicoară, din Arad. Încă din aceste timpuri, lipsa de fiecare dată la primele ore, atunci când era zi de sărbătoare, fiind prezent la Sfânta Liturghie de la Mănăstirea Bodrog, ceea ce i-a cauzat și neplăceri în repetate rânduri. Dorința scrisă pe inima sufletului său a fost să devină călugăr și preot, iar pentru aceasta se presupunea trăirea în mănăstire, dar și urmarea unei școli de vocație. După absolvirea celor 10 clase obligatorii, împreună cu tatăl Teodor, pleacă într-un pelerinaj la duhovnici precum Arsenie Boca de la Drăgănescu și Visarion Iugulescu de la Clocociov, pentru a lua binecuvântarea duhovnicească de a urma o școală teologică. În anul 1987 intră la seminarul teologic liceal Episcop Ioan Popasu din Caransebeș, ale cărui cursuri le absolvă în anul 1992. Și în acest interval de timp a fost remarcat de colegi ca tânăr liniștit, foarte apropiat de viața monahală, primind din partea lor apelativul de cuviosul. Educația a constituit o coordonată importantă pentru tânărul Lucian Mic, fiind sprijinit de familie și de obștea monahală de la Hodoș-Bodrog, din care făcea parte, pentru a continua studiile de teologie universitare. Astfel că, după ce a fost reactivată Facultatea de Teologie de la Arad din cadrul Universității Aurel Vlaicu, susține în anul 1992 examenul de admitere la Facultatea de Teologie, secția pastorală. În anul 1996 își susține licența la disciplina patrologie cu titlul Limonariul lui Ioan Moșu, studiu patristic, sub coordonarea părintelui protosinghel lector dr. Daniil Stoienescu. Bucuria de a studia lucrările Sfinților Părinți, dar și îndemnul părintelui duhovnicesc, mitropolitul Nicolae, îl determină să se înscrie la cursurile de doctorat de la Facultatea de Teologie din Oradea în anul 2001, iar în anul 2009 la cursurile de doctorat ale Facultății de Teologie din Craiova, pe care le finalizează în anul 2013, prin susținerea tezei de doctorat Relațiile Bisericii Ortodoxe Române din Banat cu Biserica Ortodoxă Sârbă în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Lucrarea de doctorat a reprezentat o ofrandă adusă Bisericii Bănățene, greu încercată de incertitudinile istoriei. Dornic de slujire monahală și de viețuire autentică, în data după Revoluția din 1989 a intrat ca viețuitor la mănăstirea Hodoș-Bodrog din județul Arad, în 1991 fiind tuns într-un rasofor. A frecventat din copilărie împreună cu părinții săi viața monahală la lavre precum Gai și Hodoș-Bodrog, dar simțindu-se mai aproape de duhovnicii de la Bodrog, s-a așezat duhovnicește la cea mai veche mănăstire din România. A primit povețe duhovnicești și îndrumare călugărească de la bătrânul stareț Timotei Eftimie și de la venerabilul duhovnic ieromonahul Teodosie. Dorința de slujire preoțească a desăvârșit-o în anul 1992, când la recomandarea Consiliului Duhovnicesc al Mănăstirii Hodoș-Bodrog este hirotonit diacon în 24 iulie de către episcopul vicar Emilian Arădeanul și preot în data de 25 iulie de către înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Timotei al Aradului.
Pentru aceasta făgăduiesc că îmi voi potrivi viața mea cu învățăturile Sfintei Evanghelii, ale Sfinților Apostoli și cu toate canoanele și învățăturile Sfinților Părinți ai Bisericii Ortodoxe. Harul lui Dumnezeu lucrează peste tot ceea ce înseamnă slăbiciunea omenească. De aceea, dacă ați luat aminte la rugăciunea de hirotonie a preotului și a mea, ați auzit spunându-se că Harul lui Dumnezeu împlinește de acest lucru. Acela care pe cele neputincioase le vindecă și pe cele cu lipsă le împlinește. Și nu prin mâinile nevrednice ale preotului sau arhiereului, ci mâna lui Dumnezeu este aceea care lucrează. Și glasul lui Dumnezeu este cel care cheamă. Viețuirea monahală de aici și prima interacțiune cu tradiția mănăstirii l-au însoțit în toată experiența, deseori părintele episcop făcând trimitere la experiența de la Bodrog. În anul 1994, vrednicul de pomenire mitropolit Nicolae Corneanu îl solicită ca slujitor la Catedrala Mitropolitană din Timișoara, invitându-l să locuiască la reședința mitropolitană. La scurt timp, ținând cont de dorința sa de a reveni la o mănăstire, mitropolitul Nicolae îi încredințează conducerea mănăstirii Izvorul Miron de la Românești, veche vatră monahală întemeiată la dorința patriarhului Miron Cristea. Rectitorirea mănăstirii românești a reprezentat o etapă importantă din viața ieromonahului Lucian Mic, întrucât această rectitorire nu a fost numai una de ordin administrativ, ci mai cu seamă pastoral și monahal. Transferarea tradițiilor vechi de la mănăstirea Bodrog la mănăstirea Românești a consolidat viața monahală și credința închinătorilor. Odată cu aceasta, întreg ansamblul monahal a fost rectitorit cu multă jertfă și osteneală. La un moment dat, din lipsă de fonduri, părinții Teodor și Maria Mic au valorificat toate bunurile și le-au oferit ofrandă lui Dumnezeu, finalizându-se lucrările de ctitorire. La scurt timp, tatăl Teodor se îmbolnăvește și își trăiește ultimele zile într-o chilie, unde la praznicul floriilor din anul 1998 trece la Domnul, fiind înmormântat în cimitirul mănăstirii. Întrucât era rasofor, simțindu-se de acum și mai legat de mănăstirea Românești, starețul Lucian Mic depune voturile monahale în ajunul prăznuirii Sfântului Nicolae din anul 1998, împreună cu fratele de călugărie Constantin Timiș. Naș de călugărie a fost protosinghelul Modest Lombrea de la mănăstirea Hodoș-Bodrog, slujba fiind oficiată de arhimandritul Nestor Iovan, starețul Lavrei Arădene. Era în toamna anului 1992, când am intrat în obștea monahală de la mănăstirea Hodoș-Bodrog din județul Arad, iar părintele episcop era hirotonit doar de câteva săptămâni și l-am întâlnit slujind la altarul mănăstirii Hodoș-Bodrog. De când l-am cunoscut pe preasfințitul Lucian, l-am văzut un om disponibil, un om al jertfei, un om care nu s-a mulțumit niciodată cu puținul, întotdeauna a vrut să fie mai mult. Am văzut în persoana preasfinției sale un om dinamic, un om care întotdeauna dorea binele bisericii, motiv pentru care s-a și implicat foarte mult. Deci pot să spun că părintele episcop, preasfințitul Lucian, este un om dispus la jertfă, la dăruire de sine. De foarte multe ori n-a ținut seama de sine, de persoana sa, ci întru totul a fost dedicat slujirii jertfelnice a Bisericii lui Hristos. Țara Făgetului a fost un loc de viețuire duhovnicească plin de har, așa cum deseori părintele stareț Lucian mărturisea obștii, dar și celor care se închinau la frumoasa mănăstire de la Balta Caldă. Având de acum și pe mama Maria alături de dânsul, lucrarea monahală și administrativă căpăta valențe aparte, așezate și pline de liniște sufletească.
În fiecare an, hramul mănăstirii Sfântul Ilie era împodobit de mult popor, iar mitropolitul Nicolae onora mereu invitația de a oficia Sfânta Liturghie Arhierească. În mod surprinzător, în anul 1999 a fost hirotesit protosinghel și numit exarh al mănăstirilor din Arhiepiscopia Timișoarei. În 30 ianuarie 2000, la hramul Catedralei Mitropolitane, a fost hirotesit arhimandrit. A urmat apoi alegerea sa, în data de 12 septembrie 2000, ca episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, cu titlul de Lugojanu. Propunerea mitropolitului Nicolae a fost copleșitoare, arhimandritul Lucian Mic având vârsta de numai 30 de ani. Se aduce preiubitorul de Dumnezeu, vopsit fiul Lucian, spre a fi rotonit arhiereu în funcția de episcop vicar. Ce ai venit să ceri de la noi? Hirotonia arhierescului Har, fiind ales pentru aceasta și cercetat canonic de Sfântul Sinod al Sfintei noastre Biserici Ortodoxe Române. Harul Sfântului Duh să fie cu tine, luminându-te, întărindu-te și înțelepțindu-te în toate zilele vieții tale. Ipopsifierea a avut loc la Biserica Parohiei Iosefin și a fost un moment emoționant, mai cu seamă că mitropolitul Nicolae a exprimat o dragoste părintească plină de emoție. Vă mulțumesc că ați participat la acest eveniment deosebit de important. Și așa cum e datoria oricăruia dintre noi, vă îndemn și de dumneavoastră, să ne rugăm împreună pentru cel care va deveni episcop vicar. În același timp, îi urăm împreună celui care a fost chemat azi la arhierie să aibă parte de o activitate cât mai rodnică spre mărirea lui Dumnezeu și spre folosul credincioșilor. Amin. Astfel devine cel mai tânăr episcop al Sfântului Sinod. Ziua hirotoniei a fost aleasă de mitropolitul Nicolae al Banatului la data de 1 octombrie 2000, la praznicul acoperământului Maicii Domnului. Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, cel ce prin prea lăudatul tău apostol Pavel ne-ai legit nouă rânduiala de trepte și cete, întâi pe apostoli, al doilea pe profeții, al treilea pe dascăl, ca să slujească sfintelor și preacuratelor tale taine și să le săvârșească în Sfântul tău jertfelnic. Însuși stăpâne al tuturor și acesta, care s-a ales să învrednicit a lua jugul Evangheliei și vrednicia arhierească, prin mâna noastră a păcătoșilor și a celor de față liturghisitor și împreună episcop, întărește-l prin venirea, puterea și harul Sfântului Tău Duh, precum ai întărit pe Sfinții de Apostoli și Profeți, precum ai uns pe împărați, precum ai sfințit pe arhierei, vădește neprihănită arhieria Lui, înfrumusețează-L cu toate cucernicia și Sfântului îl arată pe El, ca să fie vrednic acele de la Tine, cele pentru mântuirea poporului, și a fi auzit El de către tine, că s-a sfințit numele Tău, s-a preamărit împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Consacrarea întru episcop a fost o sărbătoare a întregii comunități, iar momentul în care noul episcop vicar a preluat slujirea de arhiereu, totul părea extrem de firesc, candidatul dovedindu-se a fi pregătit pentru această slujire. Cei peste 5 ani petrecuți la Timișoara în această calitate de episcop vicar în preajma venerabilului mitropolit Nicolae Corneanu au fost extrem de denși, cu multe provocări pastorale și administrative, însă toate s-au dovedit benefice pentru experiența ce urma. În scurt timp, tânărul episcop vicar a fost îndrăgit de preoți, de studenți, de tineri și de toți credincioșii. Plăcerea și bucuria de a sluji i-au particularizat această perioadă din activitatea sa.
Simplitatea și firescul slujirii, dar și pregătirea teologică temeinică, i-au certificat competențele, dar și încrederea cu care mitropolitul Nicolae l-a investit. Toate acestea au culminat în anul 2005, când, prin alegerea preasfințitului părinte dr. Laurențiu Streza, episcopul Caransebeșului, în funcția de mitropolit al Ardealului, eparhia Banatului de Munte a rămas vacantă. În iarna anului 2005, mitropolitul Nicolae îl înștiințează pe episcopul vicar Lucian Lugojanu de intenția de a-l propune candidat pentru istorica eparhie a Caransebeșului. Alegerea de către Colegiul Electoral Bisericesc în data de 8 februarie la București și întronizarea din data de 26 februarie la Caransebeș anunțau o activitate ce se dorea rodnică din partea unui ierarh tânăr. Vă mulțumesc pentru gândurile frumoase, pentru tot ceea ce ați făcut ca această zi și mai ales ziua de mâine să se înscrie cu litere de aur în istoria Bisericii Ortodoxe Bănățene. Caransebeșul, important centru eparhial, și-a primit duminică 26 februarie noul păstor în persoana preasfinției sale Lucian Mic Lugojanu. Caracterului festiv al manifestării i s-a adăugat sentimentul de pioșenie pe care locuitorii îl au față de urmașii lui Miron Cristea, cel dintâi patriarh al României și episcop al Caransebeșului în 1910-1919. Așa s-a întâmplat cu Emilian Birdaș, cu înalt preasfinția sa Laurențiu Streza, actualul mitropolit al Ardealului, iar acum cu preasfinția sa Lucian Mic, al cărui atu este, dacă se poate spune așa, acela de a fi bănățean. E un om foarte activ, un om cu foarte multe bune gânduri și intenții. L-am avut colaborator, cu regret m-am despărțit de el, dar am crezut că după înalt preasfințitul Laurențiu, care acum la Sibiu, episcopia de aici avea nevoie de un ierarh vrednic. L-am considerat pe preasfințitul actual al Caransebeșului vrednic de a continua activitatea în al preasfințitului Laurențiu și pentru că mi-a fost colaborator apropiat, pentru că am contribuit la formarea lui, sunt convins că va depune o activitate foarte pozitivă aici, continuând tot ceea ce în al preasfințitul Laurențiu a făcut pentru mai binele acestei episcopii istorice. Ceremonia de instalare a preasfinției sale Lucian ca episcop al Caransebeșului a avut loc în biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință. Au participat, alături de înaltele fețe bisericești, reprezentanți ai autorităților statului. Chiunea preasfințitului Lucian nu va fi deloc una ușoară. Eparhia Caransebeșului nu este înstărită și cu toate eforturile depuse de fostul episcop și actualul mitropolit al Ardealului, înalt preasfinția sa Laurențiu Streza, au rămas foarte multe probleme de rezolvat. De altfel, vlădica Lucian, căruia păstorul său sufletesc, înalt preasfințitul Nicolae, mitropolitul Banatului, i-a încredințat cârja arhierească și a alcătuit deja o listă de priorități. Aș vrea să fiu aproape de toți oamenii, de toți credincioșii, fără niciun fel de discriminare, să vizitez toate parohiile în timpul cel mai scurt, toate mănăstirile. Prioritar va fi construirea sau finalizarea Catedralei Episcopale din Caransebeș și consolidarea reședinței vechi în care ne aflăm, seminarului teologic și a tuturor bisericilor monument istoric. Și sigur, partea socială cred că suferă puțin în episcopia Caransebeșului, dat fiind faptul că județul Caraș-Severin are foarte multe zone defavorizate. Nu putem uita necazul care s-a întâmplat la Anina în urmă cu câteva săptămâni și, prin urmare, avem foarte multe probleme sociale. Deci asistența socială va fi prioritară și finalizarea construcțiilor, în primul rând, a Catedralei Episcopale. Și, sigur, consolidarea învățământului teologic, pentru că aici, la Caransebeș, știm foarte bine că avem o tradiție a învățământului teologic bănățean.
proiectele începute de predecesor, dar și provocările la care obliga noua conjunctură a secularizării tot mai... Nu putem uita necazul care s-a întâmplat la Anina în urmă cu câteva săptămâni și, prin urmare, avem foarte multe probleme sociale. Deci asistența socială va fi prioritară și finalizarea construcțiilor, în primul rând, a catedralei episcopale. Și sigur, consolidarea învățământului teologic, pentru că aici, la Caransebeș, știm foarte bine că avem o tradiție a învățământului teologic bănățean. Proiectele începute de predecesor, dar și provocările la care obliga noua conjunctură a secularizării tot mai agresive, au determinat ca activitatea noului episcop al Caransebeșului să fie extrem de densă. Elanul tinereții, dorința de a cunoaște eparhia și preoții, au avut menirea ca activitatea sa să fie eminamente pastoral-misionară. În scurt timp a vizitat toate comunitățile, întâlnind pe preoți și pe credincioși nu numai în audiențe de lucru, ci la ei acasă. Cunoașterea realității din teren a confirmat anumite lipsuri survenite în perioada în care eparhia a fost desființată. Astfel au fost târnosite altarele bisericilor vechi, care nu primiseră până atunci consacrarea unui arhiereu, au fost înființate parohii și așezați preoți tineri care la rândul lor au lucrat temeinic. Administrația eparhială s-a îmbunătățit prin înființarea de noi sectoare care au făcut biserica mai prezentă în societate. S-au înființat și s-au dezvoltat noi ansambluri monahale cu binecuvântarea și implicarea sa, mai cu seamă că toate acestea veneau din experiența unei viețuiri monahale practicate din copilărie. Instituirea de programe catehetice și cu tineretul, inaugurarea unor noi activități culturale și științifice în eparhie, dar și dezvoltarea edilitară a centrului eparhial prin crearea de noi activități, au oferit perspectivele de dezvoltare pentru o eparhie mică, însă cu o tradiție considerabilă. Dragostea părintelui episcop Lucian față de semeni și dorința de a-i ajuta la modul concret s-a materializat prin înființarea și dezvoltarea sectorului social filantropic. În primul rând a vizitat și a slujit în toate unitățile medicale și social filantropice din eparhie în mai multe rânduri, fiind la căpătâiul celor bolnavi și singuri, și nu s-a rezumat numai la acest aspect al slujirii. Multitudinea de proiecte și de activități a făcut ca Episcopia Caransebeșului să fie una dintre cele mai apreciate instituții de filantropie din județ, devenind partener sau instituție de implementare pentru multe proiecte cu finanțare europeană. Cunoscând dinamica vremurilor și oportunitățile administrative, părintele episcop Lucian a încurajat implementarea multor proiecte europene, înființând în cadrul aparatului administrativ un sector distinct pentru această lucrare. Implicarea activă în comunitatea pe care o păstorește i-a adus multe satisfacții duhovnicești, dar și o recunoaștere vizibilă din partea autorităților și mediului academic. A fost onorat cu titlul de cetățean de onoare al județului Caraș-Severin, al municipiilor și orașelor din județ, al multor comune, fiind ales și membru în comunitatea academică a Universității Eftimie Murgu din Reșița. De departe însă, împlinirile de suflet care vorbesc despre activitatea părintelui episcop Lucian sunt ctitorirea Catedralei Episcopale și reabilitarea centrului eparhial din Caransebeș. Edificii simbol pentru eparhie, puse adesea sub semnul incertitudinii, au devenit în scurt timp embleme ale demnității bisericii în eparhie. Deplinătatea maturității umane la vârsta de 50 de ani și experiența arhierească la două decenii de slujire sunt reliefate și în activitatea științifică pe care a dedicat-o în mare parte eparhiei. Volumele, numeroasele studii și articole publicate în domeniul istoriei bisericești relevă nu numai profesionalism, dar mai ales pasiune pentru descoperirea adevărului despre viața bisericească din Banatul de Munte. Toată această experiență a așezat-o și în cariera didactică, punându-se la dispoziție, cât a fost cu putință, elevilor seminariști de la Caransebeș și studenților de la facultățile de teologie din Timișoara, Caransebeș și Arad. În cele 5 decenii de viețuire și două decenii de slujire arhierească, părintele episcop Lucian s-a dedicat slujirii pe deplin, cu o atenție desăvârșită pentru detalii. Întreaga viață și activitate de până acum a pus-o în slujba Banatului și a bănățenilor, locuri și oameni cu care s-a confundat. Timpul îndelungat al ședințelor care abordau de multe ori probleme delicate, atenția până la cel mai mic detaliu față de orice document și decizie luată,
caracterizează viața episcopului ajuns la vârsta de 50 de ani, din care 20 sub povara omoforului. Niciodată nu a emis pretenții de om desăvârșit, asumând cu responsabilitate monahală și greșelile intervenite în luarea anumitor decizii, care însă niciodată nu au fost făcute ostentativ sau cu gând răzbunător. Un om și un ierarh duhovnicesc cu valențe umane firești, părintele episcop Lucian a rămas fără echivoc fidel valorilor tradiționale, nefiind reticent la modern acolo unde se impune. Nu a fost străin nici suferințelor, mai cu seamă că a asistat neputincios la trecerea în veșnicie a tatălui în anul 1998, a nepotului în anul 2015 și mai ales a mamei în anul 2019. S-a întristat când clericii și credincioșii eparhiei au fost încercați de felurite ispite și greutăți, străduindu-se să le fie alături, asumând mereu statutul de părinte și frate deopotrivă. S-a supus dezamăgirilor cu smerenie, neasumând nefirescul, ci fiind întotdeauna un adept al lucrurilor naturale și echilibrate. Toate acestea au așternut căruntețile pe tâmplele sale, însoțindu-i acest moment aniversar la care cu toții, fiindu-i alături, îi dorim ca Domnul cel Milostiv să îi însoțească viața și slujirea spre zorii nesfârșiței mântuirii. La mulți ani, Părinte Episcop Lucian! Îngăduiți-mi ca în numele dumneavoastră al tuturor să spunem la mulți ani Preasfințitului Părinte Episcop Lucian și cred că sunteți în asentimentul meu, cu toții îi dorim să aibă parte de o slujire și o viețuire pilduitoare, așa cum a fost cea de până acum. Pentru că urmează să predau microfonul și să-mi închei misiunea foarte grea pentru mine în această seară, și cred că s-a și văzut acest lucru, îngăduiți-mi să aduc și eu câteva mulțumiri. Și anume, aș vrea să mulțumesc tuturor celor care sunt astăzi prezenți, preasfințiților părinți, ierarhi, Părintele Arhiepiscop Timotei și preasfințiții părinți, Nicodim al Severinului și Strehaiei, preasfințitul Părinte Episcop Andrei al Covasnei și Harghitei și preasfințitul Părinte Gurie, Episcopul Devei și Hunedoarei și preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Aradului. Vreau să mulțumesc autorităților, domnului ministru, domnului președinte al Consiliului Județean și tuturor celorlalte autorități, prietenilor, îngăduiți-mi să vă spun așa, celor care astăzi ați fost împreună cu noi și care faceți parte din această frumoasă familie Episcopiei Caransebeșului. Aș vrea să mulțumesc și colaboratorilor mei și colegilor mei de la Centrul Eparhial pentru faptul că am reușit, într-o perioadă destul de grea, să organizăm acest eveniment. Vă mărturisesc că, nemai organizând niciun eveniment din luna februarie, am avut sentimentul și senzația că nu mai reușim să organizăm un eveniment cultural, dar Dumnezeu ne-a ajutat. Iar faptul că am ezitat se datorează și emoțiilor, dar și a lipsei de activitate din această perioadă. Aș vrea să mulțumesc sponsorilor care ne-au sprijinit în organizarea acestui eveniment și celor care s-au ocupat de tot ceea ce înseamnă tehnica, pentru ca în această seară, în această după-amiază, să putem fi prezenți aici, în curtea reședinței episcopale din Caransebeș. Ar fi foarte multe persoane pe care ar trebui să le nominalizez. Nu o voi face pentru că într-o familie este foarte important să ne apreciem cu toții. Vă mulțumesc tuturor și în încheierea acestui eveniment îngăduiți-mi să dau cuvântul la două persoane care probabil reprezintă pe de o parte autoritățile centrale și județene, dar sunt convins că reprezintă și inima și cuvântul fiecăruia dintre dumneavoastră. Aș vrea să dau cuvântul în primul rând domnului președinte al Consiliului Județean, domnului Silviu Curduzeu, pentru că este membru în Adunarea Națională Bisericească și reprezintă Episcopia Caransebeșului din forurile bisericei superioare, dar și aș vrea să-i mulțumesc în același timp pentru că împreună cu colaborările
colaboratorii domniei sale de la Consiliul Județean au cofinanțat acest proiect care se numește Catedrala Episcopală din Caransebeș, mărturia unui vis împlinit, un deceniu de la sfințire. Domnule președinte, vă mulțumim pentru colaborare și vă rugăm să adresați un cuvânt la aceste frumoase aniversări din episcopia noastră. Înalt preasfinția voastră, preasfințiile voastre, preaonorați, preacucernici, preacuvioși părinți, domnule ministru, onorat auditoriu, spunea la liturghie astăzi al Sfințitul Ioan că înainte de Hristos istoria a fost știința nefericirii omenirii și că după Hristos istoria a devenit știința bucuriei omenirii. Sunt onorat și bucuros să fiu prezent în această seară, în această zi, aici, la Caransebeș, întâi la catedrală, acum la episcopie, dar aș vrea să vă vorbesc despre bucurie. Pentru că noi suntem aici din acest motiv. Miracolul învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru că vorbim de 10 ani de la sfințirea catedralei, de 20 de ani de arhierie a preasfințitului Părinte Lucian, de 50 de ani de viață ai Părintelui Episcop. Vorbim despre istorie, dar toate aceste lucruri s-au întâmplat datorită acestui miracol de care înalt preasfințitul Ioan spunea. Miracolul învierii Domnului nostru Iisus Hristos, care a dus la creștinism, la ortodoxie, la ortodoxie pe plaiurile noastre, la înființarea de catedrale și la slujire în aceste instituții de cult. Îmi aduc aminte de bucuria trăită acum 10 ani, când cu emoție participam la slujba de târnosire și de sfințire a catedralei și când îmi aduceam aminte de ceea ce spunea înalt preasfințitul Laurențiu, că această catedrală este făcută să dăinuie sute de ani și că la acea sfințire a venit Patriarhul României de la acea vreme. Și mă gândeam la momentul istoric pentru Caransebeș, că se sfințește o catedrală care va dăinui sute de ani și prezența Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române. Tot despre bucurie este vorba la împlinirea preasfinția voastră a 20 de ani de arhierie, întâi ca episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei și apoi ca episcop al Episcopiei Caransebeșului, al istoricei episcopii a Caransebeșului și tot cu bucurie ne-am întâlnit astăzi aici și pentru a aniversa cei 50 de ani de viață pe care i-ați împlinit zilele trecute. În numele instituției pe care o conduc, dați-mi voie, preasfinția voastră, să vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut în această perioadă, în scaunul episcopal al Episcopiei Caransebeșului și sigur să vă urez la mulți ani, la mulți ani de arhipăstorire aici, la Caransebeș, în scaunul pe care l-a ocupat odinioară Elie Miron Cristea, mitropolit primat și primul patriar al Bisericii Ortodoxe Române, dar și la mulți ani în arhierie, acolo unde Dumnezeu vă va călăuzi pași. La mulți ani, multă sănătate, preasfinția voastră,
cred că suntem cu toții bucuroși că ați fost și sunteți episcop al Episcopiei Caransebeșului. Mulțumim mult, domnule președinte. Am remarcat încă de la început că avem bucuria ca statul român să fie reprezentat la cel mai înalt nivel la acest eveniment. Dar odată cu această reprezentare, știu că domnul ministru Ion Marcel Vela nu a venit doar în calitate de ministru al afacerilor interne. Așa cum ați văzut în filmul proiectat pe ecran, domnia sa a fost martor și la sfințirea Catedralei Episcopale, și la instalarea Preasfințitului Părinte Episcop Lucian, și la multe din evenimentele Episcopiei Caransebeșului. Matematica Duhului Sfânt a făcut ca în această perioadă domnia sa să reprezinte Guvernul României la acest eveniment, dar sunt convins să reprezinte cu mult drag și pe cetățenii pe care i-a reprezentat în calitate de primar al municipiului Caransebeș. Îi mulțumim pentru prezență, îi mulțumim pentru bucuria de a petrece cu noi aceste ore și îngăduiți-mi să mai introduc o surpriză de data aceasta din partea domniei sale și a instituției pe care o reprezintăm. Ordin al Ministrului Afacerilor Interne, numărul 1358 din 10 septembrie 2020. Având în vedere prevederile articolului 3 din Ordinul Ministrului numărul 49 din 2014, privind instituirea și conferirea unor distincții onorifice în Ministerul Afacerilor Interne, în temeiul articolului 7 din Ordonanța Guvernului numărul 30, privind organizarea și funcționarea MEAI, cu prilejul aniversării a 50 de ani de viață, a 20 de ani de la hirotonirea într-o arhierie, a 10 ani de la sfințirea Sfintei Catedrale Episcopale, în semn de înaltă apreciere a sprijinului permanent acordat structurilor Ministerului Afacerilor Interne în îndeplinirea misiunilor și pentru arhierească purtare de grijă și pururi pomenire a erorilor neamului din toate locurile și din toate timpurile, căzuți pentru apărarea țării și a Sfintei noastre biserici, se oferă emblema de onoare a Ministerului Afacerilor Interne Preasfinției sale Lucian Mic, episcop al Caransebeșului. Semnează Ministrul Afacerilor Interne Ion Marcel Vela. De asemenea, placheta Ministrului Afacerilor Interne, plachetă personală. Mulțumim mult domnului ministru și îl rugăm să ne adreseze și câteva cuvinte, mulțumindu-i încă o dată pentru că ne-a onorat cu prezența în această seară la aceste frumoase aniversări.
Preasfinția voastră, episcop al nostru al Banatului de Munte, înalt preasfinția voastră, preasfințiile voastre, stimate autorități, stimați invitați, doamnelor și domnilor, preaonorați părinți, preacuvioase maici, îmi este foarte greu să evoc în câteva cuvinte ceea ce am simțit în această seară. Pentru că am fost răscolit de amintiri, de momente, de anumite etape pe care le-a cunoscut Caransebeșul în dezvoltarea, în modernizarea și în normalizarea sa. Mi-am adus aminte cu nostalgie, văzând imagini din anii 90, când în perioada 92-96, fiind viceprimar, tânăr viceprimar al Caransebeșului, unde-i Troița aici era un nuc și stăteam împreună cu vrednicul de pomenire, preasfințitul Emilian, mâncam nuci și ne gândeam unde ar putea fi amplasată catedrala. Pe vremea aceea fiind trei variante pe care le analizam, unde este acum seminarul, unde era depozitul ICRA, unde este statuia generalului Dragalina, ca să închidem ca la Timișoara piața și statuia să fi venit aici în centru. Și erau acele zbateri, acele momente mărunte, dar importante pentru viitor. Când peste ani am avut privilegiul, onoarea să fiu primar al municipiului Caransebeș, am lansat atunci, am văzut că a fost preluată inclusiv de televiziunea română, că Banatul de Munte și această episcopie aștepta de multă vreme un episcop bănățean. Și ce s-a întâmplat în continuare a dovedit că, de fapt, Preasfințitul Lucian nu este doar un păstor care păstorește o episcopie, administrează treburile bisericești, este un duhovnic și un ierarh al bisericii noastre naționale. Preasfințitul Lucian este un constructor, este un ctitor în suflete, în așezări bisericești, în drumuri spre lumină și spre Dumnezeu. Când preasfinția sa a devenit cel mai tânăr episcop ierar al Bisericii Naționale în anul 2000, eram cel mai tânăr prefect al județului Caraș-Severin. Auzisem că un slujitor al bisericii de doar 30 de ani a devenit cel mai tânăr ierar al Bisericii Naționale. Atunci am avut încredere că ceea ce se întâmplă în viitor și ce se va întâmpla și în Caransebeș cu tânărul episcop vicar de la Timișoara și cu perspectiva dezvoltării și armonizării vieții eparhiei din Caransebeș, toate acestea vor fi de bun augur. Viața a făcut, Dumnezeu a așezat și a rânduit viitorul, ca peste 6 ani să ne întâlnim în același loc. Cel mai tânăr ierarh al Bisericii Naționale,
episcopul vicar de la Timișoara, cu cel mai tânăr prefect de la Reșița. Această întâlnire mi-a creat cele mai mari bucurii din viața mea. Evident că orice edil își dorește sau ar trebui să-și dorească să aibă cel mai frumos oraș. Nu puteam să mă împlinesc acest vis când trona în centrul Caransebeșului un șantier de 11 ani. Și atunci, la multe, multe discuții la ceas de seară, împreună cu consilieri locali, împreună cu consilieri eparhiali, gânduri și discuții împreună cu alți oameni implicați în viața publică a Banatului de Munte, cu Sorin Frunză Verde, cu Nelu Mocioalcă, am pus cu toții umărul, având și o conjunctură favorabilă cu mulți colegi în Guvernul României de la acea vreme, chiar l-am văzut pe Varujan Vosganian, că a fost la momentele importante în evoluția episcopiei noastre. Cu toții am lăsat politica deoparte, rivalitățile, polemicile, discuțiile poate antagonice sau mai puțin utile în anumite momente. Și am început cu toții să, dacă îmi permiteți acest cuvânt, să venim alături de un dascăl și un duhovnic, alături de un constructor și un ctitor, episcopul nostru al tuturor, indiferent de pasiunile sau doctrinele politice ale noastre, ale fiecăruia. De ce spun aceste lucruri? Pentru că Preasfințitul Lucian are acest har de a ne uni. Are acest dar de la Dumnezeu de a construi. În momente în care, în România, este nevoie de a uni și de a construi. Este acest moment important, aniversar. Așa cum spunea și domnul general, s-au împlinit decenii de păstorire, de viețuire a cele mai frumoase catedrale a sufletului nostru și de trăire a episcopului nostru. Dar dincolo de toate acestea, cred eu, și prin ceea ce se întâmplă aici. De multă vreme n-am simțit o înălțare spirituală și o bucurie sufletească ca în această seară împreună cu dumneavoastră, cu filarmonica, împreună cu corul, împreună cu toți care sunteți aici și emanați energii pozitive într-un loc binecuvântat de Dumnezeu, împreună cu ierarhi ai Bisericii Naționale și împreună cu păstorul nostru, Lucian. O să ținem minte această zi, așa cum am ținut minte și evocăm anul 2006, când Preasfințitul a descălecat în Caransebeș. O să ținem minte această zi, pentru că noi acum, fiind alături de Preasfințitul nostru, suntem alături de viitorul națiunii. La mulți ani, Preasfinția voastră! Thank you.
Preasfinția voastră, vă spunem din inimă la mulți ani și vă rugăm ca să faceți otpustul acestei frumoase aniversări, pentru că, Preasfinția voastră, sunteți de această dată și gazdă, dar și oaspete în același timp. Sunteți gazdă pentru că suntem la Preasfinția voastră acasă, aici la Episcopie, dar sunteți și oaspete în inimile noastre la aceste momente frumoase de aniversare. În această calitate de aniversat, de gazdă, dar și de oaspete, vă rugăm să ne spuneți cuvântul Preasfinției voastre și mai apoi să ne îngăduiți tuturor ca, având acest cuvânt de binecuvântare, să mergem la casele noastre mult mai încurajați pentru perioada prin care trecem și pentru biserica și pentru țara noastră. Înalt Preasfințite Părinte Arhiepiscop, Preasfințiile voastre, Excelența voastră, domnule ministru al afacerilor interne, Excelența voastră, domnule președinte al Consiliului Județean, stimate domnule prefect al județului Caraș-Severin, onorate oficialități, preacuvioși, preonorați și preacucernici părinți, iubiți membrii ai Filarmonicii Banatul din Timișoara, dragi membri ai corului catedralei noastre din Caransebeș, iubiți frați și surori în Hristos Domnul. Sincer, vă mărturisesc, sunt copleșit de emoție. Nu mă așteptam la atâtea surprize și vă mărturisesc, aș fi dorit ca noi toți să ne rezumăm strict la aniversarea unui deceniu de la târnosirea Catedralei Episcopale. Însă, de data aceasta, m-am supus voinței dumneavoastră de a împleti într-un chip armonios aniversarea Catedralei, cei 10 ani de la târnosirea ei, cu aniversările personale de care ați amintit cu toții în această seară și vă mulțumesc din inimă pentru cuvintele frumoase adresate și pentru dragostea sinceră pe care mi-ați împărtășit-o. În primul rând, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru acești ani, pentru darul vieții, pentru că m-a adus și ne-a adus pe toți din neființă la ființă. Se cuvine să-i mulțumim lui Dumnezeu întâi de toate. Și
Și acum vă mulțumesc dumneavoastră tuturor pentru acest moment cu totul și cu totul special. Surpriză după surpriză în această seară. Credeam că manifestarea noastră culturală se va încheia și, practic, manifestarea s-a dublat și ca timp și ca semnificație. Azi noapte mi-am pregătit câteva cuvinte pentru că știam că voi fi foarte emoționat. Nu am reușit să le scriem la calculator, e scrisul de mână. Un cuvânt scurt, izvorât din inimă și intitulat Aniversare într-o recunoștință. Se spune în popor, timpul fuge, se grăbește, vremea stă și vremuiește. Timpul înseamnă trecerea noastră pe orizontală. Vremea este împlinirea noastră pe verticală. Orice lucrare în ogorul bisericii cu un conținut spiritual lăuntric ne zidește pe verticală. De aceea, trecerea anilor nu este și nu poate fi privită doar cu nostalgie, ci mai ales cu recunoștință. Astăzi avem la Caransebeș, pe de o parte, un moment aniversar. Se împlinesc 10 ani de la târnosirea Catedralei noastre episcopale. Dar tot astăzi suntem datori să fim și să rămânem recunoscători față de cei care au contribuit la ridicarea acestui sfânt locaș. Unii au trecut la cele veșnice și au fost pomeniți și la biserică, la catedrală, la Sfânta Liturghie, au fost pomeniți și aici, în cuvântările sfințiilor și domniilor voastre. Se cuvine însă să-i pomenim din nou pe vrednicul de amintire, episcop Emilian Birdaș, care în 24 iulie 1992 m-a hirotonit în treapta diaconiei la mănăstirea Hodoș-Bodrog cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte arhiepiscop Timotei. A trecut la cele veșnice și prietenul nostru comun și ctitor a multor biserici din acest județ și ctitor principal al catedralei noastre episcopale, fostul președinte al județului și ministru în mai multe guverne ale României, Sorin Frunza Verde. Au fost mulți ctitori și binefăcători care au trecut la cele veșnice. Alții sunt aici, împreună cu noi,
ctitor și binefăcător ai acestei catedrale, care se roagă pentru noi și sunt mereu alături de noi. Iarăși au fost pomeniți și la catedrală și aici, dar se cuvine să-i pomenim și acum. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, care cu multă dragoste a venit în urmă cu 10 ani la Caransebeș, a binecuvântat Catedrala Istorică Sfântul Gheorghe, necropola episcopiei noastre, Biserica Sfântul Ioan Botezătorul, și a târnosit catedrala noastră. Al 6-lea patriarh al României târnosește o catedrală gândită și visată la începutul secolului al 20-lea de episcopul Elie Miron Cristea al Caransebeșului, care a devenit primul patriarh al României. Trebuie să-l pomenim aici și acum și pe înaintașul nostru, în al preasfințitul Laurențiu Streza, care în 27 octombrie 1996 așează piatra de temelie la această catedrală. În al preasfinția sa a lucrat mult, în aproape 10 ani de arhipăstorire aici la Caransebeș, și noi ne-am străduit să continuăm lucrarea desfășurată de episcopul și mitropolitul harnic și cărturar Laurențiu Streza. De asemenea, se cuvine să-i mulțumim celui care a fost alături de noi de la început. Așa cum ați văzut în filmul prezentat, domnul ministru Ion Marcel Vela. Ne-a primit cu brațele deschise în cetatea Caransebeșului, am conlucrat cu timp și fără timp la mai binele acestei cetăți. Am stat mult de vorbă și ne-am sfătuit cum să înfrumusețăm și să dezvoltăm acest oraș și cum să ridicăm în timpul cel mai scurt această catedrală. Vă mulțumim, domnule ministru, și pentru această cinste și onoare pe care ne-ați oferit-o în această seară. Mulțumim pentru această distincție. Vă mulțumim pentru prezență astăzi. V-ați închinat această zi cetății pe care o iubiți din toată inima. Vă mulțumim, vă iubim și vă prețuim pentru tot ceea ce ați făcut și faceți pentru orașul acesta și, iată, de aproape un an pentru țara noastră. Îi mulțumim, chiar dacă nu este prezent, domnului deputat Ion Mocioalcă, pentru tot sprijinul acordat în acești ani. Avem o catedrală târnosită, dar așa cum s-a văzut și se vede, avem și un centru eparhial restaurat. Datorită acestor oameni inimoși și atașați de Biserica Strămoșească. Îi mulțumim domnului deputat Ion Mocioalcă și nu în ultimul rând se cuvine să-i mulțumim domnului președinte al Consiliului Județean, Silviu Hurduzeu, așa cum s-a spus, părintele Casian a amintit, membru
în adunarea națională bisericească, în adunarea eparhială, în Consiliul Eparhial și un susținător al Episcopiei Caransebeșului și al proiectelor pe care le desfășurăm împreună în parteneriat. Vă mulțumim, domnule președinte, și pentru prezența domniei voastre și pentru cuvântul adresat. Sunteți mulți aici. Cum spunea părintele Casian, frați și surori din marea familie a Episcopiei Caransebeșului, împreună ctitori la această catedrală și la acest sediu episcopal. Vă mulțumesc tuturor din inimă, pentru că ați fost alături de noi și astăzi v-ați bucurat împreună cu noi. Putem spune cu toții în această seară liniștită și odihnitoare. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim întru ea. Iată de ce această zi este importantă pentru Episcopia Caransebeșului, pentru clerul și poporul binecredincios din Banatul de Munte. Pentru că vrem să arătăm recunoștință față de înaintași, dar și față de contemporani. Și dragoste curată și sinceră față de urmași. Suntem recunoscători părintelui vicar eparhial Constantin Timiș. De 28 de ani conlucrăm în ogorul Domnului și ne rugăm împreună în Biserica lui Hristos. Suntem recunoscători părintelui consilier cultural Casian Rușeț, pe care l-am luat cu mine de la Timișoara, student fiind. Și iată, Sfinția sa a gândit împreună cu ceilalți colaboratori de la Centrul Eparhial acest program, acest moment festiv și aceste surprize care m-au copleșit. Suntem recunoscători tuturor părinților consilieri, inspectori și protopopi care s-au ostenit împreună cu noi la ridicarea acestei frumoase catedrale, care s-au ostenit împreună cu noi la împodobirea acestei impunătoare și importante catedrale care înnobilează orașul nostru. Această biserică poate fi numită un chivot preasfânt în care Duhul Sfânt se sălășluiește permanent și Sfânta Liturghie se săvârșește cu regularitate. Iar clerul și poporul lui Dumnezeu din această eparhie sunt beneficiarii direcți, deoarece o biserică sfințită devine un laborator al învierii și mântuirii noastre. În această tindă a raiului ne pregătim pentru eternitate și dorim să înțelegem mai bine cuvintele Sfântului Apostol Pavel, care ne spune și nouă în vremea aceasta: pentru mine, viața
este Hristos, iar moartea câștig. Unii dintre dumneavoastră știți, alții poate nu știți, dar aș vrea să vă spun ceea ce s-a întâmplat în 12 septembrie 2010. În piciorul Sfintei Mese, din catedrala noastră episcopală, sunt pomelnicele cu toți preoții, diaconii, monahii, monahiile din mănăstirile și parohiile din eparhia noastră, care erau trecuți în șematismul episcopiei Caransebeșului în anul 2010, în piciorul Sfintei Mese. Iar la Agapa Frățească, vă aduceți aminte, din ziua târnosirii, au participat toți preoții, diaconii și monahii din eparhia Caransebeșului. A fost o agapă cu adevărat frățească, după consacrarea catedralei noastre episcopale. De aceea, la acest aniversar, într-o zi a recunoștinței față de Dumnezeu, în primul rând, și față de oamenii lui Dumnezeu sau cei trimiși de Dumnezeu în ogorul bisericii, dar și într-o zi în care ne arătăm dragostea față de biserica noastră strămoșească, mireasa lui Hristos, dar și dragostea față de urmași, putem înțelege mai bine o frumoasă cântare care se intonează la rânduiala sau slujba sfințirii unei biserici noi. Cântare auzită în urmă cu 10 ani și în catedrala noastră. Înnoiește-te, înnoiește-te, noule Ierusalime, că ți-a venit ție lumina și slava Domnului peste tine a răsărit. Această casă Tatăl a zidit, această casă Fiul a întărit, această casă Duhul Sfânt a înnoit, o a luminat și a sfințit sufletele noastre. În concluzie, la acest ceas aniversar se cuvine să fim noi toți recunoscători și mulțumitori bunului Dumnezeu, cel unul în ființă întrăit în persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, pentru toate darurile și binefacerile pe care le-a revărsat cu belșugare asupra noastră, căci Tatăl a zidit această casă cerească, Fiul a întărit-o și Duhul Sfânt a înnoit-o, a luminat-o și cu adevărat a sfințit și sfințește mereu sufletele noastre. Pregătindu-le pentru Ierusalimul cel ceresc, unde lumina învierii lui Hristos va străluci veșnic. De asemenea, se cuvine să spunem împreună cu Sfântul Ioan Gură de Aur, slavă lui Dumnezeu pentru toate, pentru că mâine îl vom pomeni în taină pe Sfântul Ioan Gură de Aur și cu glas mare în 13 noiembrie. Dar Sfântul Ioan Gură de Aur a trecut la cele veșnice în 14 septembrie anul 407, prăznuirea făcându-se în 13 noiembrie.
Și înainte de a pleca din această lume, Cel care ne-a lăsat această liturghie pe care o săvârșim foarte des, liturghia care poartă numele, liturghia sfințitoare a Sfântului Ioan Gură de Aur, înainte de a pleca spre Ierusalimul cel ceresc, Ioan cel cu gura de aur a spus acest cuvânt: slavă lui Dumnezeu pentru toate. Se cuvine să spunem și noi în această seară binecuvântată, în ajunul înălțării Sfintei Cruci, în această curte a episcopiei care a devenit o biserică sau o altă catedrală. Și nu în ultimul rând, se cuvine să rostim o altă formulă liturgică din slujba de târnosire a bisericii, veșnică pomenire tuturor ctitorilor Sfântului locașului acestuia. Dumnezeu să-i pomenească în împărăția sa pe toți ctitorii, închinătorii și binefăcătorii acestei catedrale, un vis împlinit al înaintașilor noștri. Și pentru că avem la Caransebeș o catedrală închinată Învierii Domnului, căci această eparhie de multe ori a fost răstignită, dar Hristos a înviat-o de fiecare dată, se cuvine să cântăm troparul Învierii: Hristos a înviat. Această cântare a cântărilor din cultul divin public creștin. Pentru că, într-adevăr, eparhia Caransebeșului a fost răstignită și Domnul Hristos, cel răstignit și înviat, a înviat-o. Și iată, acum ne bucurăm, parcă am fi într-o zi de Paști, la această aniversare a bisericii noastre, Catedrala Învierea Domnului și Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul, mama tuturor bisericilor din această eparhie istorică. Rugăm corul catedralei să intoneze imnul Învierii: Hristos a înviat, și apoi un la mulți ani pentru dumneavoastră toți cei care ați avut dragostea și răbdarea de a rămâne până la sfârșit. Un cuvânt de recunoștință și de prețuire pentru un alt preasfințitul Părinte Arhiepiscop Timotei, am spus și în biserică, în catedrală, pentru tot ceea ce a făcut pentru smerenia noastră, din copilărie și tinerețe și iată până la împlinirea vârstei de 50 de ani. Vă mulțumim în al preasfinția voastră, vă prețuim și vă purtăm permanent în rugăciunile noastre, în pomelnicul inimii. De asemenea, le mulțumim fraților episcopi, preasfințitului Părinte Episcop Nicodim, preasfințitului Părinte Episcop Andrei, al Covasnei și Harghitei, preasfințitului Părinte Episcop Gurie și preasfințitului Părinte Episcop Emilian. Vă mulțumim pentru dragostea cu care ne-ați înconjurat astăzi și pentru faptul că sunteți mereu aproape de această episcopie și de smerenia noastră. Vă mulțumim, vă iubim și cu aceeași dragoste vom merge în eparhiile preasfințiilor voastre ca în pace Domnului să ne rugăm și împreună să binecuvântăm împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat! Hristos a înviat!
la mulți ani tuturor și vă invităm ca la plecare să primiți din partea Preasfințitului Părinte Episcop un dar. Și pentru că trebuie să respectăm și măsurile pe care le-am primit din partea Direcției de Sănătate Publică, căreia îi mulțumim pentru că a vizat această manifestare, vă rog ca accesul, ieșirea din incinta episcopiei să se facă pe celălalt acces, respectiv pe aleea care o vedeți frumos luminată, vă puteți bucura de ea, iar la intrarea pe alee, colegele mele vă vor oferi un dar din partea Părintelui Episcop, un CD-ul cu filmul pe care l-am vizionat cu toții, o carte de rugăciune și o revistă, foaia diocezană, dedicată acestui eveniment. Vă invităm așadar să zicem rugăciunea, pentru că am început cu o rugăciune și este firesc să și încheiem acest moment cu o rugăciune. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât eruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Preasfinția voastră, binecuvântați! Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Vă mulțumim și o seară liniștită tuturor. Vă invităm să ieșim pe această alee și să primiți cadoul din partea Părintelui Episcop.